Neața! Mai ales că eu car. Asta nu-i greu? Mai ales că. Ia uite, a lăsat urmă pe mine, mai ales că eu car și asta, și cafeaua, îți dai seama. Uai, dar ce mișto să deschid. E prima oară când deschid mai ușa asta. Îmi place. Deci, mamă, ce ți-ai propus? Tare cum se deschide ușa asta. Cum ți-ai propus să mă chinui azi? Ia zi. Lasă-mă să mă gândesc mai întâi și mai întâi. Mie mai bine mai întâi și mai întâi. Bravo. Apropo, am 3 nopți în care n-am dormit. N-am putut să închid un ochi. Dar și înainte nu dormeai. Da, da, acum deloc. N-am nicio secundă. Azi noapte, în schimb, am dormit cred că 2 ore buni. Mă bucur. Buni, 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 buni. Eu mă simt mult mai bine azi și cred că m-am căsătorat de stat în pat. Deci dar, când zic... Deși mi-e frig, care eu cu frigul, mi-am luat și papuci de ăștia și mi-e cald, m-am îmbrăcat. M-am pus și de asta. Și la gât și căciulă și mănuși. Deci eu nu știu, ne-a și luat am o... Au dat ăștia o am luat o gripă. N-au dat, n-a dat-o nimeni, nu, nu. Am luat-o doar. Au avut-o copii mai întâi, toți cu febră, 4-5 zile așa, zdrabă. Și noi tot așa, cu frisoare. Da, dar mult mai dură. Deci mult mai dură. A fost gripă pentru majori, a fost... Câte pastile ai luat tu în astea câteva zile? N-ai luat în 10 ani. Am luat cu rinic. De la rinic, de atunci eu n-am mai văzut pastile. Da. Doamne iartă. Iar eu fără antibiotic n-am putut să mă scol din pat. Adică mă durea gâtul exact ca astă vară când aveam laringita. Problema e alta. Tu ești de ciudată, când zici că scăpi, puuuuc, m-a pocnit. Deci la ultimul clip care l-am făcut, eu am crezut că gata, mi-a trecut. Mamă, ce bine, mă, ce bine, extraordinar, nu mai pot. Ei, de atunci a 3 zile m-a pocnit, păi dar a pocnitură, nu? Și băgat. Ai ieșit afară, ai tras aer, te-ai obosit, ai venit transpirat, ai... Totuși. Ce totuși? Totuși. Păi... Totuși. Trebuie repauză, pat. Hai la treabă! Ce-ai zis că trebuie? Treabă. Nu, altceva. Înainte. Repauză, pat. Adică ce să fac? Stai în pat. Să stau. Dar ce să faci? Păi nu știu, eu înțeleg când ai zis repauză la pat. M-am gândit, Doamne, iartă-mă. Așa, aici, ia uite, aici sunt niște goluri, nu știu dacă ai văzut tu. Niște goluri de aer, vezi? Că în creierul tău, uite, da. Da, sunt niște lacuni. Lacuni, da. Așa, aici e golă, e golă. N-are mic, acolo intră mâța și... Ai mai văzut tu umezeală pe aici, de când am pus acolo? Nu știu, hă? Pe peletii? Nu știu, dar... Sper să nu fie. Umezeală. Dacă azi e marți, e posibil să vină și gunoiul, parcă așa l-am văzut. Doamne ajută. Mă, dar ce e cu asta? Azi ne-am propus îi bandă de aluminiu ca să izolez chestia asta. Folia asta anticondens. Așa. Și asta e aia care te mănâncă pe piele dacă... Băi, nu nimic, poți să faci dacă este... Așa? Ia, sări în ea, ia, ia. Nu a... Hei, e păcat, nu așa, trebuie de desfăcută, că e mișor, stai ca în pat. Eventual. Nu, o pui pe... Deci te pui pe ea și te îmbelezi cu ea. Meserii. Și închelea goal. Oh. Ți-ai revenit împielețat-o. Hai să vedem cum... Cum o luăm, ce facem, cu ce început începem. Cu ce început începem. Cu ce început începem. Am luat... Mânuși? Da, am luat și mânuși pentru... Da, da, sunt bune, sunt mâini. Sunt pentru chestia aia, ca să nu intri în, în mâini. Păi, la treabă. Am luat și combinezon. Așa. Cred că e foarte periculos și l-am luat. Ce e cu el? L-a semnat un cățel. O muță. Se cușa pe el, nu credă? Ce panaramă de câini. Lasă că te îmbrac pe tine, dacă e cu... Nu, mulțumesc. Noroc, îi pot celălalt. Așa, o dată, a doua oară. Dacă era ceva important, urâs ca cloșca și nu mai știu. A, am mai cumpărat ceva. Ce? De ultimii bani care aveam acum, chiar că am mielit-o rău. Un capsator de ăsta, nu știu dacă vedeți voi. Să o probez și eu. Foarte, foarte util. Ia bag, ce ai tu mai de preț aici, ia bag. Ha. Capsează. Ce n-ai pe nebună. Hai dar să... Tare. Hai că sărit, aia. A, dar pe aici sare? Da, pe unii, pe în cap. Și poți să probezi... Vezi că direct în, în față sare ăla. Păi da. A fost spre mine, așa, că păi direct în față sare, eu ce zic? Băi, ăsta când e așa, e cu capul tău încolo. Nu, e exact așa, cum e... Îmi las să-ți vini. Mai, ești de aici. Nu, a? Da, să încerc, să văd. Eu am tupeu, o să o pun așa. Hai, pune-o tu așa, hai.
Hai, hai apasă, da, ți-am zis. Da, așa l-am avut și mai devreme. Păi eu ce zic, apasă așa, hai. Stai că nu știu. Crezi că sunt sari ochii. Dar nu se vede. Hai, lasă că consumă alea geaba. Lasă-le, bre, că am dat aproape un leu pe alea. Hai să începem. Ce e asta? Rățușcă. Ce e? Rățușcă, a zis lumea, că se cheamă. Și cum se desface? Așa. Dar e cu polistiren de la, lasă. Da, lasă, nu mai trage. Și după aia cum nu vezi că are mulinet acolo? A, o trage. Mă duc să-mi caut de la, cum îi zice? Nu știu. Să-mi supun asta. Hai, să ne apucăm treaba. Hai, apucă-te, bea trei, nu, nu mă duc să-mi supun asta. A, ce mișto. Ai dat o leacă pe la nas? Am dat. Doi leaci. Doi leaci și ăsta chiar. Și ăsta cum? Ce are? Frumos? Da. Da. Bă, leau, cu tot cu gruga are... Păi și asta... Asta-i spatele. Nu? Da, o, cred că. Cum? Și doar pe aici te uiți? Nu, și doar pe aici mă uiți? Cred că da. Și pe aici respir, nu? Pe noi avea două? Da, zic și eu. Și doar pe aici te uiți? Și cum te uiți pe aici? A, legea asta, a, legea la spate, chestia asta și să lăbărțează asta, știi? Nu știu. Hai, da. Păi hai, dar te apuci de ele de timbrat? Da. Păi trebuie să facem altceva întâi. Păi și te încape cu tot cu geaba aia. Păi să le tai întâi. Hm? Păi și dacă le tai, nu tot pe tine le tai? Da, da, da. Mai și din cape cu geaca aia toată? Da. Dar asta normal e pentru oameni mai mari, nu știu, de mine. Problema e alta. Când m-am vrat pe ele, trebuie să mă duc pe ele, cum fac? Păi cât e ceas? Păi 11. Păi ce mai faci? Păi și ce fac? Uite, îmi filetezi alea. Păi da. Și când vine, atunci. Hai de tot. Că după aia mă duc sui în mașină, că după aia de ce fac? Până la vară te mănâncă. Da. Unde e ciocan? Păi ce, cu ciocanul le bați? Da, cu ce? Le filetez! Oh. Nu? Oh. Păi și cum le bați pe acolo, cu vârful? Nu, cu coada. Cu coada. A venit gunoiul. A venit gunoiul. Deși e marți azi, dar ala că e bun și azi decât deloc, că n-aveam. De obicei când vine? Luni. A venit azi ca să mai dea pe luni. Nu mă, ieri nu, nu putea pe, pe zăpada aia. Da, ca azi a tochit. Nu? A? Asta a tochit? Da. Îmi aduc aminte când, când ai pus ăstea, atât de rău mă simțeam. Ce? Când ai pus ăstea pe sus. Atât de rău mă simțeam, că auzeam cum, cum faci găuri cu bormașina aia sau cu ce le făceai. Și eu dormeam și eu și Emma. Dormeam. Eram așa între, nu, nici nu puteam să dorm, dar nici să stau liniștită, nu. Și s-auzea, știi? Da. Și... Atât de rău. No. Ajungem la vorbele bătrânilor. Nu-i nimic mai important decât sănătatea. Nimic. Corect. Orice, orice ai pierdut poți să o faci la loc. Adevărat. Dar dacă n-ai sănătate... Da. Ce le faci? Ți-ajung? Patru? Sau o să mai trebuia să-ți mai... Hei! Ce? Am dat amul să dau o leacă, mai așa. Bravo! A, mulțumesc că te stau pe ea. Între timp am ajuns la ce concluzii sumbre, cât faci tu ciorbă. Au, ce? Unu. Eu dacă mă nasc o grisie aici, mă duc la 2 cm. Așa. Da? Da? Da. Eu dacă de sub de aici îi pun, cum se numește? OSB-ul ăla sau. Așa, în fine. Rigipsul. Rigipsul vine până pe aici, da? Așa. Cu încă 2 cm vine până pe aici. Da. Mult. Eu dacă îi pun și o lustră de aia, vine până pe aici.
A? Aplică de aia, nu? Aplică de aia. Ce fac? Eu înfiletez becul eu la un metru și o șchioacă, înfiletez becul? Păi faci tu, ca pentru tine. Nu. No. Devine maricel la tine, îl pui să meargă în genunchi. Nu cred așa ceva. Aoleu. Păi că... nu, mai înaltă deși că el e și tavanul. Păi și atunci ce s-a întâmplat? Că părea destul de înaltă asta când eu ne-am apucat făcut, noi. Eu l-am făcut pentru structură dublă, de să pun de alea, cu structură dublă, cum e normal să pui. Aha. Adică ăla, primul rând. Problema e că la structură dublă am două dezavantaje. Unu, aici ar veni două de alea pe lungă, așa, să le dăți De grinzi. Da. Problema e că n-am suficiente puncte de susținere, că trebuiau mai desi să-mi prind alea două linii, nu cap de altă, așa, da? Da. Problema e că eu mi-am furat și 3 cm, din ăsta mi-am furat 3 cm, da? Așa. Ca să fac structura dublă. Și acum vreau să renunț la structura dublă. Problema e cum fac eu că mi-am furat aia 3 cm. Care înseamnă enorm la camera asta 3 cm. Nu știu, că pe mine m-ai băgat în ceață. Singura variantă care a rămas viabilă este să încerc asta. Până și pe telefon l-ai băgat în ceață. Ai făcut telefonul în ceață? Da, să vezi cum face numai. Fii atent. Ia zi. Ia să văd dacă funcționează. Bă, dar ce? E tavanul prea jos, eu nu am ce să-i fac. Ia. Merge, funcționează. Adică? Se modifică, păi, că vin gol, tu faci, de ce? Tu nu știi cum face? Da, știu. Așa? Iar aici oricum o să vină... Și cum, să iei îndoi toată partea de jos? Partea de sau jos, de sus? Partea de jos, o îndoi. Așa. Partea de jos, o îndoi. Da? Da. Spre în sus. Aici, din partea de sus, o să prind... Cum se numește? Următorul rând. Nu o să prind următorul rând. Nu. De partea de sus. Problema e alta. Iar-s probleme. Iar e o problemă. Nasol. Că aia de sus să vin tărit acum. Că eu sus, jos aici, da, agăț chestia asta, dar să stă cumva asta, stă în asta și nu se trage așa sus. Da. Dacă o pun în schimb, dar nu-i, că n-are putere. Pentru că eu o să-i pun din 40 în 40 acum, dacă fac simplu. De-a lungul camerei? De-a lungul, din 40 în 40. Și de-a latul nu-i mai pun niciodată? De-a latul nu-i mai pun. Și automat dacă pun de-a 40 în 40, aici doar să sus... aici nu o să mai trage de ea. Da. Aici doar să stea lângă perete, exact. Prins. Da. Mare valoare nu mai are. Și ai rezolvat înălțime? Asta înseamnă încă 3 cm câștigați. Dacă fac așa. Bă, dar eu așa fac mai văd. Bă, dacă nu știi... Bă, dacă nu știi, păi vezi? Dacă nu știi, lasă! Faci, strici și după aia modifici. Faci tu cum... că e la tine. Banul tău, bravo, munca e la ta. E la mine. E la tine, exact. Bravo, e la mine. Asta înseamnă că trebuie să iau un ciocan, doar de cauciuc. Da, și să îndoi ăla. Și să strâmba asta. Ai înțeles care e ideea? Da. Altă variantă B nu există. Nu. Oricum, acolo pe colț o să-i pun o chestie de aia de jur împrejur, știi? O de aia din polistiren care... știi? Cum avem în casă, pe colț. Aaa, deasupra. Și maschez ăsta automat. Vine mascat ăsta așa. Cum le zice la alea? Modele de alea care... Da, un model de la. Unește... Se pune chiar în colțul peretelui. Adică tavanul cu... Cu plăcile alea de... Tavanul cu peretele. Da. Și e un model din polistiren, o bandă albă. Cu model. Deci e singura variantă și îmi câștig și prizele totodată. Știi ce zic? Nu. Îmi rămân și prizele intacte. Alea, prizele, cum le zice? Păi zis prize. Nu prizele. Duze. Dozele. Doze, am, o duze. Înțelegi? Da. Deci nu există altă variantă bună. A, și eu dacă i-am strâmbat asta, da, automat îl și întăresc.
Uite, nu mi-a dat în cap, da? Eu dacă îi strâmb ăsta, și întăresc. O dată. Și de două ori? Nu, două dată. Știi ce zic? Mă gândesc că mi-e dat ceva sus, îmi întăresc. Afară îți face 12 pe ceasul. Și noi ne-am făcut. Și mi-e ghețat mâinile. Mai mult ca azi dimineață. Ia, o, ce-ai făcut? Am luat măsurătorii la vată, ce spui? Ce-ai făcut? Ai luat, ai dat... Măsurătorii la vată, niciuna, niciuna nu e ca cealaltă, nici într-o capătă, nu e ca în capătul cealaltă. Aoleu. Astea spuse așa. Aoleu. Știi ce zici? E după meseriași. Problema e alta. Ah. Eu trebuie să iau să bat toate cuile astea acum. Vezi că are multe cuile? Da. Păi ai ce face până de seară. A, da. Știi de ce zic așa? Nu. Că dacă nu bat cuile astea acum, da, te încurcă după aia. O să cadă toată vata aia în cap, toată sticla aia o să-mi cadă în cap. Au, că să hârcăie de ea, nu? Și o să face fărmițele de aia și s-ar putea să plângi. S-ar putea, dacă până acum n-ai dormit din cauza răcelii, de acum s-ar putea. Da. Să-mi spui că nu dormi din cauza că te mănâncă și te-nțeapă. Am văzut toate cuile. Ai, perfect, ai făcut toată treaba de azi. Hai, hai. Ia treaba, deja comentez. Ce mai faci acum? Nu, jucați scaunul ăsta, ești căldă. Stai! Unde vii peste mine? Da, dar nu prea mai văd. Ai zis că faci o lumină aici. Asta am zis. Dar stai, pentru ce lumină deocamdată? Că doar nu te apucă noaptea. E 12 și mor deja de frig. Te-ai învățat în casă. Da? Oare, nu că-i frig. E frig la 12. Mi-a înghițat mâine, mă. Hai să vezi iarna acolo, ce fel e. Iarna acolo, cu ce fel e? Frig. Păi și acum ce-i? O să pare că-i vară acum? Păi, e iarnă. Am scos mă domnul unde cu ei, dar mai sunt vă 3 milioane. A, tu le-ai scos, nu le-ai mai bătut? Nu le-am mai bătut, că... Că le-am scos. Păi bun. Că mai bușesc prieteni, ăștia e super să-ți mai dărâmă casa pe mine. A, dar s-i intrate numai o leacă, e. Chiar nu poate. Ați pus-o numai așa, pe grin, pe de-aia aiurea așa, nu o să băgate. Nu, le-am mai băgat deloc, a văzut că vin pe greu. Păi uite ce ușor iesă. Ia n-a de pune. Ia fărbă să o pune. Te vezi că ești la înălțime. Hai că nu m-am dat. Am spus vă 2379. Da? Și unde sunt? Astea stau pe jos? Da, astea spot. Și uite acolo, unul, da. Hai mă, numai tu, Van Damme. Eu, trei aici, trei acolo, gata. Nu mai place să te victimizezi, ferite-a Dumnezeu să te ferească. Nu, nu eu. Și îți mai place victimizare. Cine te aude? Trebuie să mă calci într-un cui de la tine. E, de ce? Ți-o și părea rău. A, ce scârțâie! Scârțâie, mă, e mă scârțâie. Să te stai cu flexul. Hai, uite, mai este un acolo, nu am văzut pe ăla. Dar cum de n-ai dat cu capul în ăsta? În ce? Vreodată. În? În astea groase. Păi ce scaute? O, am 3 metri, nu am ținut. Ce-ți cauți acum, la înălțimea? Și gata? Sau mai cauți încă? Trebuie să-l... Hai că nu mi-ai sunat. Hai că nu mi-ai sunat. Ochelari! Da, așa fac, mă pun și strâmbaie după aia. Unde nu-i cap? Zi. Nu, a fost cap. A fost? Ideea a fost că să fac așa ca la carte, știi? Da. Problema e că la cartea aia presupune... Dar știi că mereu tu începi cu idei și termini cu multe altele. Păi și atunci... Niciodată nu duc la cap ceea ce mi-am propus. Sau cum, nu ceea ce, cum mi-am propus. Da. Niciodată n-am dus la cap. Hai ca să mai pot nea singur de dată. Hai de aici. Ia să vedem. E urcă și pe aia dai drumul. Vedem poziția. Au ce groasă să se vede. Ce am făcut, frate? Eu ce fac? Stai.
Vrei să-l dai cu mâna jos? Da, eu așa am văzut. Deștept ești, mă. Dar tu cum ți-ai dat seama? Am văzut că pui mâna pe el. Nu, cum ți-ai dat seama? Vreau să dau cu mâna jos. Ha, ha, ha. Cât de deștept sunt. Am văzut. Mai ales noaptea. Da, noaptea când vor, gândesc. Ai făcut ceva mâncare? Muncă făcută fără creier de oameni foarte inteligenți și deștepți, mai zic dar lumea s-a învățat minte. Lumea s-a învățat minte? Cum adică? S-a învățat minte? Lumea ne știe deja. De proști? Da. Da. Noi facem chestii, după aia recunoaștem că am greșit și încercăm să ne punem greșelile. Și... cine face ca noi? Ca noi să pățească. Exact. Proști ca noi. Concluzia, cum să spun, morala, nu faceți ca noi. Luați aminte aici. Adică, înainte de a face un lucru destul de important în viața voastră, gândiți de 10 ori și faceți odată. 3 centimetri ăștia. Ascultă. Înseamnă enorm aici la încăperea asta. Dar și ție, da, dar și ție dacă zicea cineva, băi, nu e bine așa, până nu te dai tu cu capul, poate să spune ei 1000. Eu am vrut să fac totul ca la carte. Exact. Totul ca la carte. Păi atunci nu mai fă ca la carte, fă cum ți se pare ție logic. Da, dacă știam, puneam pe ăla 3 cm mai sus și o rezolvam din prima. Da. Doar că 3 cm astea înseamnă enorm aici acum. Am încercat să scot alea. Ce a făcut Bobiț? Nu merge. Asta nu? Doar când dărâm casa mai scoț alea. Sau cu ranga, cu ranga aia de fier și le scoți, dar nu ai ce să mai faci cu alea, nu le mai folosești. Clar. Deci au intrat alea acum în cimentul și ăsta e beton de la forța steaua. Ce ai făcut, mă, ciorbița? Da. E gata ciorbița. Hai, mai devreme te și îmbrăcai în combinezon. Ce faci, nu mai îmbraci? Concluzia? A rămas dezamăgit. Ia zi. Concluzia prostea. Ouleu. Am bătut la fiecare de ăsta. Am pus horșilor și băgat bini. Așa. Am vrut să trag de sus, să văd dacă... Uh-huh. Și cred că mă țin pe mine, ridicat așa, de sus, de acolo. Cum să mai lasă tavanul ăla de acolo în viața asta? E, păi înseamnă că măcar ai făcut ceva. Nu, zic că am zis, da. Am zis acum că în strâmbă ăsta putea să nu sunt nimic. Nu sunt, nu? Nu sunt nimic. Nu sunt. E foarte tare, e cea mai groasă tablă, chestia asta. E cea mai groasă luată. Cred. Decât cu în bătaie atâta să strâmb, prin bătaie. Și apoi nu stă cineva să agățe de tavan să facă flotări, că e niciodată. Bănuiesc. Nu, dar trebuie să susțină ani de zile un tavan. Și dacă asta poate, înseamnă că se poate. Da. E bun. Măcar la anul să țină să nu se dărâme. Mă, dar ți-a murit frizerul, da, ăla, mustăcelul, cum se spune eu? Geonă bărbiciosul. Ia telefonul și ai la masă. Mai vii? Termin, da, de bătut astea? Da. Da? Am zis că pun azi ăsta, am pup. Azi o pun, dacă nu mai am. Hai că avem timp. Iot, zi tu care om sănătos la cap mai muncește așa pe frigul ăsta și... Hai, nu, oamenii ascultă, stau în casă, vine mâncarea în casă. Ascultă și fără geam. Și fără și geamurile alea. Hai să închid unii scheli de aici. E un curent de... Scheli de aici au lepul. Eu? Da. Caută-le. Dar le-am văzut. Bună ziua. Chiar din colp. Ai, da, bună ziua. Chiar din colp. Ce am zis că îmi spui mie. Da, sunt aici. Da, cam curentă pe aceași să iei. E frig, e curent, e... Na. E și curent. Ai înțeles? Ce facem? Ne-am mai revenit pe rapid, bă, bă. Da. Păi eu ce zic? Nu e nicio grabă. Da, stai de vreo. Ia, ia să văd și eu cum încui. Ridicat maxim în sus de asta, dai o dată și pe lat iese. Da. Ok.
Acum o să urmezi un val de la de critici. Prostule! Retardule! Retardule, unde ai văzut tu așa ceva? Tu nu te informezi înainte. Exact, la... faci ca tâmpitul după aia de rând. Pe sfântul TikTok, că toată lumea se meseria așa. Nu, e, te-ai uitat și tu pe YouTube, să vezi. Pe TikTok am zis? Ce da. Prost sunt. Am uitat pe YouTube, până că sunt cam prost. Da, sunt și cu prost. Până mai mult. Apropo, voi ce ați fi făcut în cazul ăsta? În care ați vrea să mutați astea mai sus cu 3 cm? Da? 1. 2. Atât. Să nu le stricați. Da. 3. Porșelul Bulea nu mai este de acolo în veci. Voi ce ați fi făcut, de curiozitate? Poate că alții au mai mult. Da. Nu poate, cu siguranță. Și ai văzut că de multe ori ai rămas surprins la bine. Ce comentarii ai primit. Poate învăț pentru viitor. De sau bine. Sau poate mă învățați pentru alții. Exact. Că eu am făcut deja prostia. Și poate mai facem în camera cealaltă, în baie. Da, da, acolo Doamne e în alt, nu-i ca aici. Nu contează. Păi contează, că acolo faci cum trebuie. De unde știi? Nu, prostia asta a fost. Am vrut să fac tavan cu structură dublă, cum se face da, normal. Da. Am măsurat pentru structură dublă, dar când m-am dus acolo și am ridicat mâna și m-am gândit, bă, ești prost? Păi ăla vine până aici, mai pui până aici, ar veni... Aplica aia de... Aplica? Din... Eu nu dau cu capul. Tu nu. Dar s-ar putea să mai vină care dă cu capul. Ce păi, fac? Și s-ar putea să vină multă lume. 3 cm înseamnă enorm aici. La coșmenia și asta nu numai aici. Care e joasă. Și nu numai aici. 3 cm pentru mine, ca bărbat. Da, băi! Mamă. Aoleu, hai, lasă vrăjeala. Hai că am terminat aici. Uleu! Nu, am terminat pe azi, că n-am ce să mai fac. Mergem afară și dăm zăpada. Și el vrea să-mi pună combinizonul pe el. De ce retoar sunt? Uleu! Nu, deci am scos toate cuile. Am scos pe aia. Uite un unde-i? Ăsta mare? Ce bun. Hai să mă mai uit, hai, mai e unul aici. Ăla unde a rămas? Aoleu, unde aici, poate? Ce unde a rămas? Mai vrei? Stai că mă mai uit, eu nu m-am uitat. Eu acum, ai și soal, ideea să văd. Cred că. Nu, că era întuneric atunci, cred. Ăsta de unde a apărut aici? Ei, acum a răsărit. Tu știi că mi se pare că am auzit bătând ceva, cumva, că ne-ai venit acum în spate? L-am pus eu, nu? Păi de unde e aici? Vrei să mă mai uit? De ce-mi bătănești că mai vezi? Uh-huh. Săraca. Foașcă, bătână! Hai, unde e ăla? Ăla e acolo, dar nu mă deranjează cu nimic ăla. Hai, lasă-l acolo de la încolo. Ăla chiar nu mă deranjează cu absolut nimic. Așa? Unde mai e? Ce-i făcut ceva? Adică cui? Mai uite și după cui. Păi mă tot ui, dar... Ascultă, gândești uite, mai e unul aici. Nu stai tot acum. Da, uite, se vede că e bătut în floare acolo. Aoleu, doare burta. N-ai zis, mă, că ai bătut toate cuiele. Cu excepția la două. 3. Mai sunt și excepții. Mai vrei să-ți mai dau? Mai sunt și excepții în viață. Nu-i totul chiar roz și bombon. Da. Păi de așa ca să vadă lumea că nu l-am mințit. Ia vezi, mai sunt? Eu spun că toată ideea e bună. Stai că am mai văzut. Nu cred că ai văzut și tu unul. Unde e? Doamne ferești. Cum te mână am văzut? Ai mult mai bine de aici. Da, vezi. Contează din ce perspectivă le privești. Nu se mai vede unul. Unde era? Păi nu știu, că în zona asta. Iată. Îl vezi? Aici? Nu. Acum îl văd, da. Mai sunt? Cred că nu. Uite, mai e și un vârf de la acolo. Hei. Ăla cum nu m-am văzut, mă? Unde mai e, mă? Ia uite cu alea. Un vârf de la gros, ia uite. Ia uite cu alea. Au. Și mințea pe chestia aia. Da. Ăla trebuie să-l tai neapărat. Mă că aduci carmă. Și gata aici azi. Da. Stai. După aceea mă bag un combinezor, nu mai ai să mai pun ăștia, că deja e târziu. Nu? Păi ce, cât ai zis? Ia zi tu acum pe cameră. Da? În cât timp, dacă tu te-ai îmbrăcat în combinezorul ăsta, în cât timp pui patru...
Patul de aia? Da. Nu, și cu folia asta de sub. Da, 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 și cu folia și Mas. Cu funia și cu astea ca să le prinzi, da. Nu? Cu maxim tot. Da. 25 minute. Ai mult. Aoleu. Ai, mă, nu ai. 25 minute după ora 5 după amiază, iau pauză. Da. Eu vorbesc serios, cred că ți-a două luni, pe puțin. Un time, dar oare fac trei vlog-uri? Păi de-aia te întreb, că după aia te miri tu singur. Băi, eu te cât, cât verdict am, dar e frumos. Păi deci tu, dar în cui am jumătate de ore de când m-au dăpărat în cuiul ăsta să scoți, ce? E bun, toată vara de viza să fii, fă-ți planul dinainte ca să... Fă-ți planul de vara asta ca până mor să-l faci. Nu, mă, de... De viza de anul ăsta. Să-ți pui înainte, să-ți dai un termen, așa. Termen, da. Tu și cu ăștia de la stat. Ai înțeles? Nu. Tu și cu ăștia de la stat. Autostradă în autostradă în 3 ani. Și eu fac în 30 de ani. Nici 30 n-au făcut-o. Exact, de ce? Aia de ce? Ei, văzut? Păi vezi? Păi... Trebuie să te credă, nu ești mie un timp, dar nu poți să spui exact cât faci. Nu? Da, da, contează mult, măcar te minunezi tu singur. Hai, nu capuș. Hai zi, în cât timp faci? Ce să fac? Într-o zi termini de așezat toate valorile alea? Într-o zi. Adică te îmbraci dimineața? Nu știu cât îmi ia timp, nu, acum vorbim la început. Că nu știu cum să tai chestia aia. Ok, dar înveți. Dacă să tai foarte ușor. Așa. Ca e cartea cea mai grea. Foarfec, că nu ți-au recomandat ăștia să iei? Să... De la mare, de oi, ca de oi, ca de... Nu ți-au recomandat când la... Cu cutter, nu merge? Nu, la soare te poți uita, dar la tine, ba? Dăm un pic din spate de aici. O dau cu spatele, da. Și apoi zăpada asta o aruncăm în parte. Ai înțeles? A, și o dai undeva pe margine, până... Da, e liber. Undeva. Și după aia trebuie luat tot malterul de acolo și de aruncat mai aici, în spate, să dăm. Da. Aici, de aici. Da. Ce? Ai luat un plin. Și eu nu știu, noi ăla, nu, de aici acolo, dar e mult plingile alea. Tu te acum. Da, mone, cu tot, o? Ai bun, mă bucur tot și tot. Mai ai benzină la asta? Mai ai benzină? Când ai și un litru, spune-mi troaca. Păi e bun. E, e răcut. Gata, ușor, fă cât crede aia. A, da? Uh-huh. Părea că e ușor, a? Da. Așa părea din casă. Da. Este? Uh-huh. Încă-i bine acum, că m-am dezbrăcat, m-am, na. Da. Zilele trecute nu mai era bine. Carmen, aici e gata. Dita mai monomane, de? Problema e aici. Așa-i? Nu. Corect sau incorrect? Mă duc eu la vale așa și vii tu așa. Iau că de aici arunc eu, fac pătrate așa. Și arunc peste gard aici. Și de aici așa sau nu? Da, dar nu faci lângă. Păi lângă trebuie băgat. Așa. Păi da, lângă. Nu? Poți să mă duc așa? Da, dar trebuie că... și de lângă gard. Dar dacă tu te duci la vale, trebuie tot, că doar nu mai ieși. Da, dar nu o să ai spațiu de manipulare deloc. Păi la ce trebuie? Că o bagi la vale așa. Păi ca să faci curat. Eu de ce gheare pe poartă, vezi? Da, să faci curat în ea, cum faci? Că n-ai loc. Știi ce zic? Păi faci pe poartă. Ei, faci pe podul casă. Intră așa? Da. Intră? Da.
Ah, ei, nu mă bun aici. Intră troaca la fix. De la lopată. Da. Wow. Ce? Ai băgat în zăpadă. Da. Dă gheața aia să mâncat în cap la bun. Surțuri e. Intri așa? Ia, stai să deschid ușa. Vezi că am o geacă acolo sus, să mă uiți. Așa fie de la asta. Nu știu, ți le-am dat am. Nu, mi-ai dat numai una, numai una era acolo. Două erau pe geam. Una era. Ei, ha! Ai bani să iau șoap? Vezi, o fi în mașină. Așa, lasă geaca mea acolo. Perfect, gata, dă-i. Un fierul ăla de pe mijloc să nu facă pană. Yeah, a intrat mașinuța. Ia uite. Fix la fix. Și aici și loc să te plimbi pe lângă ea. Ia. Băi, ești. Dacă nu eram eu nici acum, și acum dădeai la lopată. Recunoaște. Ha? Recunoaște. Ha, bă, ce faci? Închide ușa. Care ușa? Poțele. Hai, Lisa. Ăsta mă strânte picioare, că nu ăștia sunt aici, ce?
ăsta e prea mic. Mă țin de cu care aici. Ia. Să vede ea. Păi și mănușile astea cum ar vine? Pe deasupra oare? Pe deasupra, dar sunt mici. Eu nu știu ce mănuși ai luat-o. Eu le-am data trecută, de ieri. Eu, dar ce mici sunt. Dacă îți spun. Cum vine zonă? Și ăsta mic, și ăsta mic. Era pe mărit, oare și ăsta? O, ce posibil. Zeci? Trebuie să iau cel mai mare doar. Și ce, nu te mai închei? Da, da, trebuie. Îmi vine în ochi. Păi și cum, dar mai la spate? Nu, dar ce mici sunt. Da, dar ăsta trebuie în față, mă. Ce? Ăsta să te închei, trebuie să te închei la spate și ăla la spate să... trebuie? Hai bre, unde are chestia aia de văzut pe nea? În spate? Aici, da! Ce frumos! Hai mă, te faci mișto! Eu am crezut că chiar știi! Ei, ce unii să știu? Păi nu știu! M-a îmbrăcat în fiecare zi pe așa ceva? Ce dacă l-ai cumpărat? A, dar ce are mă, ăsta poate... Băi, combinizonul poate e făcut special să... Să pe tine vara, că lucrezi cu... Păi da, e pentru asta... chimicali, pentru alte... Da, e pentru mai multe, nu-i special pentru asta, că imită materialul foarte bine. Sau dacă ce te ești îmbrăcat, la ce îți mai pui și combinizorul? Că la vară s-ar putea să strămânească. Ăsta? Dacă tot ai dat bani, măcar sper că n-ai dat bani. A, nu, n-am dat așa ieșitele, nu, nu. Ce... N-am dat așa niște bună. Eu cum e de unică folosință la runce după aia, că nu-mi sper cu ăsta. N-am dat de 60 de lei, ce? Nu, nu. Dar tu ce credeai? Tu ești bun, tu ești bun la de bun. Tu ești ăla. Cumpărătorul perfect. Mai e perfect. Nu? Tu e, da. Fără tine... Prostul perfect, este? Fără tine de nevană, dă-n faliment. Ia să vedem. Aia, acum parcă-s mai bine. Dar dă ochelarii aia. Ia rupi ochelarii. Rupi ochelarii aia de acolo. Unde? De acolo. Ai ochelari? Da, dă să-i pun ochelarii întâi. Ai și ochelari? Hai, rupi, bre. Hai, că te-a făcut noaptea, lasă. Ascultă. Ce ai acolo? Nu cred. Mă, cred că ești tot de strângi acum, nu-i așa? Mă, da. Fata în spate. A câta perechi de ochelarii? Asta? Anul ăsta prima. A, prima. Țineți minte. 1. Da? Ia ce tare, asta nu transpiră. A, da? Are alea și nu mai transpiră. Bagă asta aici, așa. Dar vezi că am și eu cap, că am și nici un nas. Ia. Hai! Hai, dar vrei, iau picioare. Ce vrei să fac? Rânjește fasole. Ce să fac? Dă-i după asta, așa. Păi nu merge, că să cade. Să cade. Să cade pe mama. Hai, nu cred că ai și nas afară. Hai, Carmen. Hai, lasă așa, să urge așa. Hai, nu mai chile, până de sară mă îndrac. Hai. Era îmbrăcat de ieri. Trebuia de ieri să mă îmbrac doar, ca să fiu gata la treabă. Hai. Au, nu mă doare furta mai tare. Hai, te doare. Stai că nu te încape. Mai trebuie să slăbești o leacă. Ești destul de slab, unii. Vrei să-și cârlești cu sârmă, să mor eu, așa durează. Au, te-a transferat deja tot. Păi ce mai văd în ăsta? Nu mai pui nică, eu și n-ai văd să mai văd până, te-a transferat tot. Pentru că are astea stupate în interior, de aia. Da, păi de aia. Păi? Nu e de stupă. Hai, gata. Așa? Da, dar dă-ți filic și de astea. A, da. A, păi așa trebuie avrit. Ca să nu ți atârne în jos, nu de alta, că mare... Nu văd de diferență, da? Ai, să... Ai rupt-o, presupun, nu? Nu, nu. Nu s-a rupt. Stai că am mânuși. Gata. Bag un dieș pe deasupra și șterge o leacă. Bag un dieș pe interior, ia. Nu în gură, în asta, în... Ia, deci acum, nu? Ia, lasă-o. Așa. Ce are? Dar schimbă-i și tu ăla. Păi trebuie schimbat. Păi, că ai doar de astea, unde sunt? Păi, de
erau pe acolo. Era 339. Hai să-l tai întâi. Așa, da. Păi și dacă îl tai prost? Mai tai, da. Da, tu tai singur, da? Da. Lasă-mă. Dar cine e piesa asta? Hai să-ți când o să tăi. Păi da. Tu ziceai că nu merge. Păi așa. Așa mă gândeam. Și e la fel. Nu-mi dau seama. Aoleu, dar e gros, nu? Păi asta... A, asta. Cât e un val de asta? A? Cât e un val? Nu știu. Cum nu știi? Păi eram acolo când l-am cumpărat, credeți? Că tu te faci singură, să stai acolo. Mie voală. Așa. Ăsta împins până în perete, dau din perete în perete ăsta. Să stai numai acolo atunci. Așa, și eu nu ne știu unde să-l tai acum. Cam pe aici. E prea mult. Merge? Da. Cam mai mult e prea mult. Tai oare? Mhm. Deci eu cu... Ce fac aici? Trebuie să mă dau șupă după cât nu voi. Merge. Am zis că nu o să tai. E la maxim asta. De cât țin eu de una? Deci, practic, eu sunt convins că nu stai exact geaba doar. Exact. N-are nicio valoare. Așa. Și cum am tăiat asta? Ăla de jos. Da. Așa, sigur. Destul de drept la ideea. Ce-i drept? Aha. Hai, ia-l și pune-l peste astea. Așa. Acum să-l dai cu lățimii. Păi de ce? Păi cum vrei să-l pune? Al bagi păi în interior? Ia. Stai, bre, stai așa. Ce zice? Mă, de pe aici, să-i dar. Mă, dar ia, nu-l mai trage așa, că îl formițezi așa. Dă-i o dungă, ia vezi că te duce strâm. Dă-i o dungă dreaptă. Da. Și după ei mai bagi ăla înăuntru. Ce știu unii dunga aia dreaptă? Așa? Aproximativ? Cum? În dreapta? Într-o parte? În dreapta vă n-ai, auzi. Hai, că primul ce-o împărțești. Primul e de... Probă. Ca clătitele. Aha. Uh-huh. Primul arunci. Ochelarii ăștia exact geaba. Sunt, mă doare și nasă, sunt celni, mă doare de la ei. Măcar o țin de cald. Ei, ține. O ține nimic, ok. Vezi că stai ghearele. Așa. Și acum ar trebui să te descurci singur? Adică o așez dintr-o margine. Ochelarii mei. Luarea dragostei. Nu. Ia. Așa să-i fac o... Eu până învăț. Ceva, o tehnică. O ordine.
Mă tehnicizez și mă duc cu tot, acum mai să vezi. Ține-o iată, că-s hai că ții. Ia trage. Mâncare o neacă să nu ne țină. Ia să vedem. Nu mă stai aici. Te dai să nu scadă, nu? Dar nu mai bine bă, faci... Bă, dacă transpiră, ăștia mult ascultă, mai rău ca ceilalți. Dar nu mai bine faci câteva dungi de astea le măsori și faci pe toată marginea aia și după aia nu mă oprinzi în toc. În ăsta. Ha? Ce dungi să fac? Să faci, uite, cum ai făcut acum în colțul ăsta, să faci mai multe, măcar 3. Hai așa ce faci? Îl țin așa, ca tu o să vii. Ia-te așa, hai. Ia dă-i drum. Cade dacă nu. Dă-i drum. Trebuie din aproape, din aproape, nu duci numai în capul. Că ți-i geaba, e ca și cum ar sta jos. Nu tras-o de aici. Nu e bine. Hai, ai tras din ea. Hai, trage. Dă-ți spre mine. Vino. Și ce fac? O bagă frumos sub asta? Nu e rând. Dacă o presezi pe asta direct pe tavanul cu ăla, nu trece prin toată grosimea asta. Ce-ți presezi? Cu ăla. S-o presezi, s-o prinzi direct de tavan. Păi dacă presează așa? Nici. Nu știu, nu știu, nu știu. De ce ți-am zis să prinzi? Mai faci două capse, unul aici, unul aici, unul aici și le dai pe din două. Și vii închezișe așa, ca să nu te mai bagi sub ea. Ai înțeles ce am zis? Taie-o de asta, pune, prinde 3 capse pe o funie și din capsa aia să dea 2 și o să vină una în coa, una în coa. După ce începi să o prinzi, doar le tragi și le prinzi. Și după aia o să meargă bine, că chiar dacă stai sub ea aia, o să vină direct pe astea. Acum ți-e greu că e margine. E și greu fără cu mânuși. Să încerc așa. Cum vine zoane. Mă, dacă te învăța cineva, băieții ăia de la Dedeman, mai ziceai, da, dacă e tu pe capul tău, cine poate să scoată ție o idee după ce ți-ai intrat? A? O dintr-o nu mai intră deloc. Păi ai dat-o prea în margine și nu prinde. Prin ciment aici. Păi, tu vrei ciment să prindă? Da. Da, toate să nu-ți vină noi ceva cu capul de-asta. Ma, cu ea e lucru. Cumva. Thank you.
și mai la prânz dacă... Dacă e prea dimineață, ea nu-i bine. Hai, lasă așa. Vezi următoarele. Știi cum poți să-ți dai seama? Când ai să vin fiecare zi aici... Așa? Și ai să mai prins că te-o o puniuță de aia. Știi? Îți durează până îi pui tu plăcile alea. Ce plăci? Bă, alea de USB-ul ăla sau cum e, cum îi zici? Plexiglas. E că merge așa de ea și noroc de mine. Că eu ți-am dat de ea. Ce? Te înțeapă? De ce noi? Păi se duce, dar te înțeapă? Deocamdată nu știu. Ține-o leacă tu, ca să mă mute. Vrei să tragi, doar ridici spre mine, nu tragi spre încolo. Da. Înțeles? Da. Bă, dar vreau să mă sper chem la nas. Aulă. A. Am zis că... Ține-o leacă. Ține aici. Aici. Să mă răpă lumea încât răscut, da. Trebuie să mai dau o bucată în casă, acolo, la mine. Da. Să-i mai tai. Păi de noastră. Mai degrabă mai lungă tai, ca să poți să o îndești bine. Da. E foarte ușor de manevrat. Că adică... nu poți să o tai exact, văd. Da. Nu e bine. Nici nu e bine, nici nu e. Nu e bine să știu. Da, uite că merge bine. Așa merge bine. Măcar asta cu... cu ăsta ți-a venit bine. Cu... Aici, trage un coa. Da, da. Învățați de la noi. Dar așa multă? Da. De ce? De că trebuie. Și tu ai luat patru de ăștia? Da. Și spuneau, ce spuneau băieții de la Dedeman? Dacă îți mai rămâne, da. Ce poți să faci cu ele? Neîncepute, nenimic. Poți să faci o saltea să dormiți cu ele. Nu. Dar chiar. Cum, bă, dar eu asta e una întreagă și eu nu nici l-am făcut. Aproape. Ah. Păi ce ți-a zis? Ai țeles mai tare buza ce din fel. Lasă-și. Păi nu, că tu spuneai. Ți-au zis băieții de la Dedeman că dacă îți rămâne pachete de astea nedesfăcute cu bonus, poți să le duci înapoi în caz de nu trebuie. După câte la 4? A zis, mă, dacă 4 nu îți ajungi, vii și mai iei 5-6 de astea și ca să ajungă. Ce am mai făcut noi așa? La... la adezivul de la bucătărie, de pe jos, la ce am făcut? Un sac, doi și am mai luat vreo 6-7. Ce facem? Hai băi, când ești proști la experiență, geaba. Așa e. Așa geaba, mare geaba. Poți să te pui tu, râzi până mâine. Și postul. Și poate lumea să se uite cu miile la noi și ore întregi. Că până nu bagă ei mâna în toate astea, n-ai de unde să... Ai înțeles? Până nu dau ei cu capul, cum se spune, până nu creșesc ei, postul și tu să-i înveți multe. Ia uite, te lasă că ai de unde. Nu? Lasă și ei. Culcușa. Hai, șobolani, nu se doar. Oh, leu. Asta va fi o bună zi, bine.
Nici în casă n-am izolat așa. N-am izolat deloc în casă. Trebuia izolat și în casă. Țineam mult. Da, asta e bună cu capsatorul și cu funia. Uite cât de bine ține. Faci stânga-dreapta, stânga-dreapta și e bun, zic eu. Așa că luați aminte, luați ce vreți voi din greșelile noastre. Luați ce vreți voi bun. Nu, ce vreți voi din greșelile noastre. Că rău. Ce vi se potrivește cel mai bine. Că noi, multe, dar foarte multe, în ăștia 2 ani de zile, multe greșeli am făcut. Și multe pentru prima dată. De-aia-s greșeli. Ca a doua oară nu, presupun că nu mai facem la fel, zic eu. A, nu, ca a doua oară știi. Dacă prima oară nu știi. Tată, și alb ești în nas? Vorbesc serios? Mhm. Ia, ridică cap. Au. Vorbesc serios? Mhm. Eu zic să o lași. Ai înseamnă încercat. Înseamnă că nu e bine. Nu de asta, dar ca să vezi. În caz de ceva s-ar putea la noapte să tușești de-ți... Că mă și mănâncă. Eu zic ai făcut una. Eu zic că trebuie o mască ceva. Păi. Eu zic că ai făcut una. Eu zic că am făcut și clipul. Și dacă lumea știe ceva constructiv pentru noi, să ne ajute, să ne sfătuiască, că noi chiar citim tot. Cu monstru și ochi. Și ne și chiar așteptăm, adică pățim ceva, pentru că am respirat pe aici aerul ăsta de vată de sticlă. Cred că trebuie să-mi iau niște măști de alea chirurgicale. De alea sau de alea rotunde, care ne erau obligau bune, ei. Erau bune, știi, într-un moment. Eu zic că ai făcut, adică merge, de mers merge. Doar că astea s-ar putea să ajungă unul de ăsta, unul de ăsta, la două de astea, zic eu. Deci ai făcut acolo unul și îți mai rămâne fix pentru una, zic eu. Și unul la două de astea, câte mai e? Una, și două, trei, patru, cinci, șapte, opt, nouă, zece. Și ai cinci. Nu ai 5, aveai 4. Să te mai trebuiască vreo 5. Nu știu, vedeam. Măcar vezi cum e, vezi? Erai pe punctul de a renunța. Merge. Deci funcționează, doar că... Uite și mie mi-a intrat în gât. Nu, trebuie să fac niște măști ele. Măști. De la materiale de construcție, de alea bumbucate. Și niște ochelari. Iar ochelari. Ăștia nu sunt buni, eu nu știu cum transpiră. Și ăia transpiră! De ce oare? De scafandru trebuie, eu nu cred că transpiră. Dar ce să-i fac eu, cu ce să pun eu oare? Cu masca aia, dar nu trebuie de nas. Era bun, cred. Trebuie rezerve. Trebuie rezerve. Păi da, dar știi că la masca aia nu puteai să folosești ori ochelarii pe ochi, ori masca pe nas. Nu cred că merge. Trebuie măști de astea normale. Mai punem? Nu mai punem. Zici? Păi nu mai punem să vezi cum te simți dacă te mănâncă ceva, dacă... Și dacă te apuci, te... Stai, că mâine e sărbătoare. Cum facem? Nici nu știu, nici timp nu mai e, nici... Cum vrei, hai pune-o și pe asta altă, na. O ai desfăcut-o, să nu doarmă câine pe ea la noapte. Aia e doar. Nu doarme? Da, cred că o să denunț. Nu mă pun să o pun eu, că am început să mă mănânce nasul, ochii, Dumnezeu cu mila. Cred că îmi trebuie niște măști. Nu știu, voi care cunoașteți ce spuneți, îți trebuie ceva la ochi, la nas, că nu mă pricep și eu alea pe depus. Mamă, mamă.